Lansat în anul 2006 la inițiativa Comisiei Europene, evenimentul reunește organizații și profesioniști din întreaga Europa pentru a prezenta practici de succes și pentru a inspira noi idei privind energia durabilă, care vor ajuta la realizarea obiectivelor energetice ale Uniunii Europene 2020. We share a commitment to the 20% of our energy coming from sustainable energy sources by 2020. This is vital. It's vital for our lives, it's vital for the planet. In the case of the Republic of Moldova, sustainable energy is also additional energy security, and this is very, very important. Astfel, Republica Moldova și-a propus scopuri ambițioase, similare a celor din Uniunea Europeană. Printre acestea se numără creșterea ratei de utilizare a surselor regenerabile de energie de la 13% la 20% până în anul 2020. De asemenea, autoritățile țării noastre își doresc majorarea ratei de utilizare a biocombustibililor, reducerea consumului primar de energie, dar și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Toate acestea vor putea fi realizate mai ușor după racordarea legislației existente la noile standarde. O societate modernă cu economie dezvoltată nu poate fi concepută fără un sistem energetic durabil și de lungă durată. Ca obiectiv de bază a politicii statului, politicii Guvernului Republicii Moldova, ar fi ca într-adevăr întregul sistem economic să fie asigurat cu energie calitative și la prețuri rezonabile. Unul din obiectivele principale ar fi liberalizarea pieței energiei. S-a elaborat foarte multe proiecte legi, deci s-a implementat, suntem la un început de cale, dar avem progrese destul de mari. Săptămâna Europeană a Energiei Durabile vine să contribuie la implementarea acestor strategii și obiective. De aceea, programul include conferințe, discuții deschise, expoziții și proiecții de filme documentare în aer liber, dar și ateliere de lucru. Săptămâna se va încheia duminică 21 iunie cu Sunday Fest, un concert la care toată tehnica va fi alimentată cu energie solară, expoziții de tehnologii bazate pe energie regenerabilă, zone eco, târguri și diverse activități pentru copii. Evenimentul se va desfășura în grădina publică Ștefan cel Mare. Săptămâna Europeană a Energiei Durabile se desfășoară pentru a doua oară în Moldova și este organizată de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în parteneriat cu mai multe instituții reprezentante ale acestui sector.